Nouă ne place să credem că noi suntem mai puternici decât toți demonii și decât Satan însuși. Și împreună noi suntem cu adevărat mai puternici. Biserica este mai puternică, dar dacă vorbim despre fiecare din noi individual, fiecare din noi în parte, aș putea spune că sunt unii demoni pe care noi putem să-i biruim de unii singuri, dar sunt unii demoni care sunt mai tari decât noi. Și avem nevoie, în această situație, ca Domnul Iisus însuși, sau prin intermediul unuia dintre slujitorii săi, care este mai tare decât noi și mai tare decât demonul care ne leagă, să ne elibereze. De unde știu acest lucru? Știu pentru că bunoarea David, omul lui Dumnezeu, care era un viteaz, înconjurat de niște viteși, în unii psalm, el scrie ceva de genul: cu tine, Doamne, mă năpustesc asupra unei oștiri înarmate. Și nu mă tem de ceea ce ar putea să-mi facă omul și nu mă tem de ce ar putea să-mi facă o armată mare. Dar în alt psalm, bunoarea, cum ar fi psalmul 18 cu 16, el scrie despre un atac care a venit asupra lui, care l-a copleșit. Și zice el, adică Dumnezeu, și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. David spune, vrăjmașii aceștia care au venit peste mine erau mai tari decât mine. Dar Dumnezeu m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Tu și eu putem să ne confruntăm uneori cu vrăjmași care sunt mai tari decât noi. Și această femeie, cu siguranță că s-a confruntat cu un asemenea vrăjmaș, pentru că cu tot ceea ce a încercat să facă, nu a reușit să biruie acest duc de neputință. David s-a confruntat cu niște vrăjmași care erau mai tari decât el, dar ca și în această situație, Domnul are pentru noi o ieșire din încercare și din necaz. Pentru că ce a făcut David pentru a fi izbăvit de vrăjmașii lui care era mai tare decât el? Îi spune el însuși, în același psalm, versetul 4, 5, 6 și 7, el spune: mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții, dar în strântorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Și haideți să ne spunem: cheamă pe Domnul, strigă către Dumnezeul tău. Din locașul lui, spune el, Dumnezeu mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Chiar dacă ne confruntăm cu un vrăjmaș, cu un demon care este, sau cel puțin pare a fi mai tare decât noi, putem să strigăm către Domnul, care este mai tare decât orice demon și care ne va veni în ajutor. Când strigă un nenorocit, spune cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 34 cu 6, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și sunt situații în care noi trebuie să strigăm către Domnul, pentru că ajutorul omului este zadarnic, pentru că noi vedem că vrăjmașul se ridică deasupra noastră, dar atunci când strigăm către Domnul, El devine în ajutor și ne izbovește din toate necazurile noastre. Glorie Lui!